Bine v-am găsit! Astăzi aș vrea să vorbesc despre cum se poate face simplu și foarte repede conversia fișierelor text la fișiere CRT pentru a putea realiza subtitrări la videourile din canalul nostru de YouTube. Cu acest vlog vreau să mă adresez în primul rând persoanelor care fac pentru prima dată un canal de YouTube și au nevoie de subtitrări. Am fost în aceeași situație, am vizionat multe vloguri cu această temă, dar nu am înțeles mare lucru. Până la urmă am reușit și aș vrea să dau o soluție pas cu pas, care să poată fi înțeleasă ușor, chiar dacă nu ești familiarizat cu aceste lucruri. Vreau să abordez această temă, chiar dacă obiectul canalului YouTube este altul, pentru că până la urmă, orice teme am aborda, toți avem nevoie să facem subtitrări. Am să vă împărtășesc această temă în două videoclipuri, unul cu crearea fișierelor text și convertirea lor în fișiere CRT, realizarea subtitrărilor în videourile din canalul YouTube. Și am să încep cu pasul 1. În primul rând, trebuie să faci textul pe care vrei să-l prezinți în video, care trebuie să fie într-un format acceptat, de exemplu CRT. Cum procedezi? Vom proceda în felul următor. Suntem pe desktop. Facem click dreapta. Mergem pe nou. Am să merg încet ca să vedeți. Mergem pe nou. Și alegem document text. Așa, și aici avem document text nou. Deschidem documentul. Așteptăm să se deschidă. Și aici vedem document text nou și începem să scriem textul care va fi în video. Trebuie să ne gândim foarte bine, prima dată compunem textul și după aceea îl scriem. Cum procedăm? Trebuie să mergem pe anumite secvențe temporale care vor apare în video și anume vom proceda astfel. Scriem, mergem la prima secvență temporală, mergem pe 00 00 00. Deci aici este vorba de ore, minute și secunde. Mergem cu două liniuțe și o săgeată și mergem la următoarea secvență temporală. 00, să zicem că ajungem la minutul 1.01 și secunda 05. Deci acesta este intervalul de timp în care prezentăm textul care îl vom avea aici în prima secvență. Trecem în rândul următor și aici urmează textul. Textul ar fi bine să nu aibă mai mult de 3-4 rânduri și cam până pe aici, unde este această linie de demarcație, cam până pe aici ar fi bine să scriem textul, să nu fie mai lung. Și vom face 3-4 rânduri și prezentăm textul
care este pentru videoul nostru. Acum, la fel vom proceda, deci scriem textul, să zicem că am scris tot textul, mergem încă un rând, iar scriem secvența 00, 01, 05, așa, și aici trecem valoarea la care am ajuns cu textul al doilea. Să zicem 00, 01, 55, să spunem, virgulă, 60, spunem, virgula. Aici după virgulă apar cadrele. Așa, să zicem că am scris tot textul. Salvăm textul. Deci așa merge. Fiecare rând se lasă un rând liber, se trece secvența temporală, se scrie textul, până când terminăm tot textul din video. Acum vom salva fișierul. Așa. Și lăsăm chiar așa denumirea de document text nou, dar noi îi vom da denumirea care va trebui să-l aibă, să o aibă. Și aici la codificare trecem UTF-8, liniuță 8 și salvăm. O salvăm pe desktop ca să o găsim mai ușor. Deci salvăm fișierul. Am salvat fișierul. Îl închidem. Și acum mergem la pasul 4. Vom converti fișierul în modul următor. Căutăm pe Google un program de convertire. Aici avem, am găsit convertirea fișierului text la SRT. Deschidem. Așa. Aici avem butonul de încărcare. Mergem pe el. Aici vedeți că este tot UTF-8. Căutăm fila care vrem să o încărcăm, fișierul pe care vrem să-l încărcăm. Suntem pe desktop și căutăm document text nou 3, ăsta era. Îl deschidem. Și ne apare aici. Textul e puțin, bineînțeles, dar veți avea textul integral. Noi aici doar am dat un exemplu. Și mergem pe butonul de convertire. Și aici ni se deschide o fereastră cu fișierul nostru. O vedeți aici. Se poate salva fișierul sau se poate deschide și apoi să-l salvăm. Aici sus scrie document text nou 3. SRT, deci se vede, deci a fost convertit deja. Și eu am să-l deschid.
Da, se vede. Și acum îl salvăm. Salvăm ca. Și îi dăm o denumire, denumirea care o să avem în video. Și îl vom salva după aceea și în momentul când vom vrea să facem o subtitrare, deci avem deja fișierul pregătit, dar această tema subtitrării o vom aborda într-un alt video scurt. Eu vă doresc numai bine și sper că ați înțeles ce trebuie făcut pentru a converti fișierele. Vă doresc numai bine!